Când spun mamă, spun iubire, căci eu sunt acea bucată ruptă din sine. Eu sunt caietul pe care a scris și cartea ei de vizită, fie că vreau sau nu, o reprezint. Căci eu sunt rodul muncii ei, portretul ce cu greu l-a zugrăvit. A investit în mine viața și anii tinereții ei. Da, m-a iubit fără dorința de răsplată și asta chiar mai înainte ca să mă cunoască. Căci mama dă chiar tot ce are, iar așteptări în schimb de multe ori nu are. Vrea doar să știe copilul fericit și doar atunci se odihnește pe pernă liniștit. Așa e mama adevărată, se sacrifică într-una, dar ei nu-i se pare sacrificiu, căci nu-i ceva ce îi se cere, ci ea oferă din prea plinul ei, ca un izvor ce se revarsă într-una. Așa că oricât ar oferi, ea nu se epuizează, nu se golește, ba încă inima e tot mai plină și tot mai mult iubește. Poate că undeva s-ar bucura să vadă rodul muncii ei, copiii în care a investit atât de mult, cum sunt în lumea aceasta un model. Căci mama adevărată nu doar naște, ea crește și educă un copil, îl sprijinește până la maturitate și cu iubire îl veghează, chiar de-i departe sau aproape, se roagă pentru el mereu și face atâta cât se poate, căci are dragoste din Dumnezeu.